Recent, la sediul Federației Române de Automobilism Sportiv, a avut loc stabilirea programului competițional pe anul 2017 al Campionatului Național de Viteză în Coastă. Și în acest an, județul nostru a fost desemnat ca gazda unei etape din calendarul competițional. Astfel, orașul Câmpul Lung va fi gazda celei de-a 7-a etape a campionatului, rundă care este programată să se desfășoare în perioada 23-24 septembrie. Competiția va începe cu etapa de la Râșnov și se va încheia cu etapa de la Poiana Brașov. Față de anul trecut, Federația Română de Automobilism Sportiv a decis să facă și unele modificări în regulamentul competiției. După mai multe consultări și analize ale sezonului din anul 2016 și pentru a se alinia la noile reglementări ale Federației Internaționale de Automobilism, oficialii FRAS au hotărât ca din acest sezon, Campionatul Național de Viteză în Coastă să se desfășoare după următoarele reguli. Astfel se interzice orice fel de încălzitoare, perne electrice sau dispozitive ce pot modifica temperatura anvelopelor de concurs. Debutanții vor fi acceptați la start doar dacă se înscriu cu automobile din clasele N1, A1, în limita a 180 de cai putere, mașini cu fișe de omologare. În ce privește utilizarea combustibilului pentru automobilele de concurs, nu se vor aduce modificări sau restricții suplimentare. Calendarul competițional din anul 2017 arată astfel. În perioada 22-23 aprilie va debuta noul sezon cu etapa de la Râșnov, pentru ca pe 27-28 mai, cea de-a doua etapă să se desfășoare pe traseul din Poiana Brașov. A treia etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă va avea loc la Rânca, în perioada 10-11 iunie, iar etapa a patra se va derula 3 săptămâni mai târziu, în perioada 1-2 iulie, la Reșița. Sinaia, în perioada 21-23 iulie, apare pe harta traseului cu etapa a 5-a, iar etapa a 6-a, care va avea loc la începutul lunii septembrie în zilele de 2 și 3, se va încheia în localitatea Teliu. Cea mai spectaculoasă etapă, cea de la Câmpul Lung Mușcel, se va desfășura pe același traseu ca și în anii trecuți, Lerești-Voina, și va avea loc în 23 și 24 septembrie, pentru ca Poiana Brașov să încheie sezonul competițional în perioada 14-15 septembrie, cu ultima etapă a sezonului competițional automobilistic.